Lasă că te uiți, mă, nu-ți vine să crezi că știu să sap? Iată, jos. Cât am săpat eu. Am dat câțiva pomișori, așa, am de dat ochii lumii. Da, auzi tu? Să ți-i pun pe ăștia cu să sape, dacă îi pui, ăștia taie tot. După care am văzut un trunchi mare. Și am zis lui Andrei, nu vrei să dăm și copacul ăla din fața noastră? Era un, tot cu var? Un copac în formă de V, dar invers. Era și Andrei, un pic crăcănat. Așa. De aici și până jos m-am făcut numai var. Bă, bă! S-a confundat cu copac. Știi ce? Că la unii s-au părut că trunchiul ăla e un pic crăcănat și o să se rupă la un moment dat dacă nu-l tratăm. Nu. E dacă ai picioarele albe, bre. S-ați confundat, nu? I-am văzut că se urcau o midă pe trunchi. Dacă dai cu var, nu se mai urcă o midă. Gânganile, nu te mai mănâncă de la rădăcini. Îți dai seama că nu mai urcă nicio gânganie pe mata acum că te-am vindecat? Bine. Ia uite, bă, trunchiul, ce să vezi, pom viu, mă. Mergător. Mamă, dar ce gambe ai, Hulk? Pe restul stai rău, pe gambe stai bine. Dacă voi vreți așa. Bine. Și vorbitor. Și vorbitor. Acum se gândește cu ce ne-am. Auzi, du-te în spate în mașină. Eu punga acolo, ia punga aia cu totul și vine și o adu jos aici. Eu? Credeți că nu știam că eu să facă de-astea? Am plecat de aici cu punga, cu corcoduș și cu praștia. Eu am zis că voi sunteți băieți care mă ajutați, băieții mei. Hai să mai dai și pe ăștia patru copaci și aia e, hai. Treaba voastră, nu le place la oameni, nu ne dă nimic, o să vezi. Păi da, și cât să facem? Cum, mă, cât să facem? Mie mi-a dat să sap patru rânduri de porum. Ale le fac. La varine? Da. Ia uite aici, uite-te să-ți zici, ia uite cum. Roșii sap, roșii mănânci. Corect. Mă, ta, îți dai seama că habar n-ai. Nu poți să faci diferența între roșii și porumb. Te mai dai și de la țară. Adică nu fac diferență. El să sape porumbul și el s-a dus la roșii. A confundat roșiile cu porumbul. Porumbul cu roșiile. Atunci roșii mănânci la marine, porumb nu mănânci la vară, să știi. Da, bre, da, sap și porumbul. Sap și porumbul. Sap și porumbul, bre. Da, e bine. Cum să nu știi diferența între roșii și porumb? Bine, n-au nicio legătură. Porumbul e... roșia e... E bine că ai săpat aici. Da. Că n-aveau nevoie și de aia. Mi-am văzut de treabă, nu i-am băgat deloc în seamă. Dar unde ne-am ajuns, vezi? Apar n-am. Vezi că vine la plinurile direct, mare coastă ce ne-am. Le-am cărat aici, nebun, ce? Mai mă prinde bine cu gambele alea. Vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine cu gulele. Bre, dacă eu sunt la muncă, dacă băga mea și... Fugi cu o gură care praștia. A zis, mă, că ne așteaptă. Pom cu praști. Pom cu praști, mi-ai văzut vreodată pom cu praști? Băi, ce-i cu voi, băi, ce, băi, îl puneți pe ăla cu praștia, măi? După care a început, bineînțeles, distracția. Măicuță, când m-ai făcut... Neamănine, sincer, simți că s-a întărit barul ăla? Da, ca să știm. N-am savurat cafeaua bine, că hop, începe scandal, bătăi, alergări. Jean cânta la masă. Pentru cine, nu cine te părăsește, nu cine te părăsește, mama mea. Și am început atacul. Și mă încurca, nu mă lăsa, trebuia să cânt o melodie de război. Nu cine te lasă și pleacă, mama mea. Bravo. E bine, Nea Marie. Bravo, Jeane. Nu mai ține așa, Gogulă, trebuie să mergem să ne cumpărăm și noi arme. Ce? Bagă. Și dă-i pe ei. Unde au fugit? În casa omului. Bă, ce nenorocit, bă! Nea Marie! Hai, mă, să terminăm. Ce? Vrei să terminăm ce am început? Spune, albă ca mătrața! Te mai deși el. Hai să mergem. Și dacă ne așteaptă la cotitură? Dacă ne așteaptă, sărim la bătaie, Gogul. Nu mai se poate. Eu m-am dus și m-am apucat de treabă. Opa, din 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 da. Opa, din da. Opa, din da. Opa, din din da. Și să-mi cânte lăutarii, să beau și să chefuiesc,
cam un foc la inimioară, nu mi-l potolește o țară. Bravo, Jeane! Și tu o strofă. Și să-mi cânte lăutarii, să beau și să chefuiesc, mai mult să-mi râd dușmanii, de unde câștig eu banii. Să rămână! Hai, dați cu var, dați cu var! No. Gata, gata! Nu, ne-ai zis să dăm cu var? Nu, 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 lunea mărică, picioarele lui și că-i copaci! Adică, doamnele mă aplaudau, mă apreciau și în spatele meu vedeam pe ăștia că să bat, să ceartă. Băi, terminați, bă, de vopsit! Păi acum facem! Crezi că noi suntem cam a ta? Băi, hai să terminăm aici și mai avem multe de făcut. Haideți odată. Băi, și o doină, bă, o doină. Da, e frumos. Eu n-am nimic de dorit. Hai, cred. Cred că să facem ceva cu apa asta. Să-l ardem un pic, să curgă furtunul. Dar ne arde de la distanța aerul. Haideți să terminăm, că știi ce? Nu mă faceți, că fac urât. Hai să terminăm ce am început. Jeane! Da! Vino la mine! Îl ard eu dacă vine. Vino cu acea, Jeane. Ce vrei? Vino la mine aici. Cred că neamărin s-a enervat din cauza lui Liviu, că nu putea să-l prindă nici pe ăla, nici pe ăla la altul. Și pe cine a căzut beleu? Pe Gică Prost. Mama ei, de unde să jumule Jean ceapă? Da! Vino cu mama aia să-ți arate de unde să jumul ceapă. Cu să mul ceapă, bre, că e numai de... Să jumul ceapă, nu, dar vino cu ăla mama aia. Bă, cu ce să fac, până mai când? Hai, mă, să facem alea, mă. Facem terapie. Uite câte vă trebuie, eu le luați la rând, așa, le luați, le curățați, le luați acasă, uite așa. Așa repede? Da. Și dacă vrei și dai la altă, dai la altă. Lasă, domnule, nu mai dați că aici să învață cu norav. Păi nu. Ia, Jeane, să te văd. Adică de la cântare trebuie și culești ceapă. Nu se potrivește. Ai crescut la țară sau la oraș? Mă, știu eu că am crescut peste tot, numai eu am fost. Când l-am văzut și avea în mână ceva, nu știu, un băț, m-am pus și culege ceapă. Gata, bre, noi facem. Uite. O duce să faceți? Da. Dar eu am jurat. Acum, uite pe cameră, dă înapoi. Să mor dacă nu. Dă până înapoi dacă n-am zis că mergem să facem. Da, ia bine. Terminați-vă treaba. Păi am început, am dat cu tot varul pe care l-aveam. Hai să continuăm. Și au continuat ei. Cam asta e. Bine, vrei să o facem să ne războim cu el? Mâna pe găleț. Jap. Și aia. Și n-am nenorocit. De ce? Ce să fac? Cu ce? Ce fac? Păi dacă el n-ar spar cu corcodușile, cum? Să-i face măcar așa. Cum? Iartă. Iartă. Cum, a? Scuze. Foarte bun asta, mă. Știu-mă așa. A, da. N-ai sânge, nu? Putem să riscăm o corcodușă și să lăsăm să se apropie. Stai, bine, bine, uite, cu tare, cu tare. Și el ne dă. Și pe aia le alergăm și dă. Dar întâi să pornească el. Hai să o muiem. E mai rușinoasă așa. Hai să o muiem. Haide, bagă, bagă, bagă. Hai, spre el, așa. Nu, nu, o să vină el, că nu rezist. Lasă, mai sunt două minute și vine el. Dai, gogule, nu te lași. Două. Am terminat, bre, gata. Duceți-o la mamaia, duceți-i gălețile, alea, mamaie, am terminat. Ai încredere în noi sau ne verifici, zi? Bă, dacă voi ați terminat și oamenii sunt mulțumiți, ce treabă am eu? Eu trebuie să fiu mulțumit? Nu ești tartorul. Ce sunt? Care să paie roșii în loc de porumb. Măi, țărane, care apar n-ai ce înseamnă porumb, tu să pai la roșii. Băi, tu îți dai seama, băi? Hai să vezi, prostule, că am și spus. Vreau să sap la roșii. Vreau să sap la roșii, că nu știu care-i porumbul. Am tras în ei cu corcotușa. O dată și a doua oară n-am mai avut cu ce să trag. Ia să dăm piatra, merge mai bine. Și a început să ia praștia aia, să tragă după noi. Și n-a tras cu orice. Să dai cu piatra, bă. Băi! Dar cum dai cu piatră, bă, ciudatule? Cel mai rău lucru să dai cu piatră. Piatra aia dacă te lovește, te face și vrăști. Nu piatră de aia rotundă așa frumoasă. Piatră de aia cruțuroasă. Dă-i, dă-i. Băi, margherita masculină, stai, bre, un pic. Stai un pic, liniștește-te. Liniștiți-vă puțin, doamna Marga, stați un pic. Doamna Marga, stați. Bre, ăsta... Binecuvântat, că nu mai știam ce să-i mai zicem. Neamarga, i-am zis. Neamarga. E la fel de fermecat și de visător ca ea. Băi, Marga. Și că dai o săptămână, dai, vre. Când dă după asta, fugim după el. Ia, uite aici, uite aici. Și-a rupt de gentea, uite. Ia, ia, ia. Dați cu aia. 3, 2, 1 și... Nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa, acum ați terminat.
Și m-au făcut de data asta, din cap și până în picioare, numai vară. Bă, dacă tot să nu urce omida pe picior, hai să-i dăm să nu mai urce nicio omidă. Deloc, nici la trunchi. Exact. Bravo. Și am dat cu ăla să-l feresc de gângănii. M-au făcut varză. Aaa, păi acum... Ești acolo? Nu poate. N-a sesizat în fine. Dorința noastră de a-i face bine. Bucuria. El a luat-o pe supărare cu tristețe. Omul bun și pomul rău. Nu poți să crezi că ați făcut așa ceva. Și a început să ne alerge pe acolo, a început să ne amenințe. Ce zăpa, să stai să iei bătaie, nu? Ce, nu poți să crezi că ați făcut așa ceva. Au fugit iar în casă. M-am dus să am pus mâna pe clanță, n-am vrut să deschid. Iar n-ai dat pe ai dat-o ca nebun înainte. Bă, e nesimțitule, bă! L-ați văzut, mă, ca cu pietrele, mă. Ia zi lua Andrei, dar asta mai e sperios așa, nu știu de ce nu dă, a dat așa, dar... Bă, ai dat... Ei, da și tu să nu-i... Fă gură! N-am bază în el, mă. Mamă, e groasă, bă. E groasă, știu că e groasă. Casa lui Ionica are două intrări, în față și în spate. Ea a intrat în spate. Furcam. Uite-l, mă, cu fază, nu puteți să ieși în vinoare pe necoa. Am văzut că încearcă, nu mai putea să deschidă, deci, cu alte cuvinte, i-am blocat, pe acolo mai pot să iasă. Închide, închide ușa, ia cheia de acolo. Nu merge ușa. Ia cheia, mă, întoarce-o și ia cheia. Nu vezi? Așa. Încoi ușa. Mamă, nu merge asta, mă. Vezi că e groasă dacă nu merge. Am fugit repede, am luat doi lăstari dintr-un pom, m-am dus prin față. Eu zic să ieșiți! Vino cu asta, mă ajut! Eu zic să ieșiți, mă! Hai să zic să ieșiți! E mult mai bine să ieșiți! De ce? Păi uite că e mai bine, dacă nu ieșiți, o să vedeți! Ce? Ce? Mergeți să ieșiți! Da! Eu zic să ieșiți! Hai să facem un târg, bre! Facem târg? Nu, ne-e frică! Îmi spălați hainele! Da! Spălați tot! Da! Vă veniți în genunchi și vă cereți iertare pentru tot ce ați făcut? Da, 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 mi se pare corect! Dacă veniți, uite aici în genunchi, vă cereți iertare pentru tot ce ați făcut, e pace! Păi cer și tu iertare, că tu ai început cu piedra și cu corcoduș! Vă aștept aici, veniți să păi cereți iertare! Păi bă, tu ai început! Dacă nu, o să vedeți! Dacă voi ieșiți acum și vă cereți scuze, eu nu vă fac absolut nimic! Veniți să vă cereți scuze? Da, da! Da, bre, da! Până la 10, 1... Da. Păi stai, bre! A luat cu asta să mă răpiș. A zis omul cuvânt, oricum nu are cuvânt. N-are cuvânt la pariu, n-are cuvânt nici când azi. 6... Ce ai zis mâna ta? 7, nu fac nimic dacă veniți. 8... Păi și cum să venim? 9... Da, uite, uite! Ca să fie pace și noi tot ca să fie liniște și armonie. Hai să vă văd. Și-i facem și în cor. Hai, în gen. Scoate ochelarița, ne vă scoți. În gen. Și repetați după... Ne-am mărine. Liviu și noi, Liviu și Andrei, ne cerem scuze din suflet că te-am dezinfectat și că ți-am dat pe picioare să o cerem. Nu, ziceți după mine. Eu scuze că am făcut ceea ce am făcut. Că de asta am făcut ceea ce am făcut. Și promitem. Și promitem. Eu tu am stat aici, nu, nu, nu. Și au făcut așa la degete. Și ei ziceau după mine. Zic, nu-i nimic. Ziceți voi așa, dar vreau să vă aud. Nu, nu, promite cât o să aici. Cu două luni de zile. Două luni de zile. Nu mai facem decât ce ne spui tu. Nu mai facem decât ce ne spui tu. Iartă-ne, nu mai facem. Nu mai facem. Ce asta ești? Ce a zis el? Și ce ești tu acum, că tu ai început cu pietre? Ai dat cu catarele, mi-ai făcut genunchiul. Am rotulatul și cum e? O să vadă toată țara. Da. Cine a început să mă văruiască pe mine? Cine a făcut primul? Eu sau? Se recunoaște. Eu. Cine? Da, ce? Stai, de ce? Nu, da. Să te-ai nemișcat, am crezut că ești copac, că ai gambele mari. Și gambele mari. Nu s-au ținut niciun minut. Au început iar să facă mișto, ce? Și mergea și o omidă. Uite, vezi? Ce ai după asta? De ce te-ai văzut? Păi nu, de ce m-am luat? Ce? Nu mă bag, dar merit. A, merit. Da, merit. A, deci mai trebuie scuze, vezi, aba? Da, da, merit. Merit, a? Pac, 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 ne-a luat la omul. Avea o mare tufă, două, alea mi-a făcut numai zăbrele pe picioare. Și am fugit și eu cât am putut, pe unde am putut. Și a rămas doar Liviu în interior. Tu de ce te-ai băgat acolo? Stai, ha? Eu am de mâncare, am de mâncare. Nu știi ce fac? Și a venit la mine să mă prindă. Ușa din spate era închisă și el venea pe față, știa. Băi, ieși afară? Băi, ieși, spate, că-s cu fața. Ieși? Cu sapă în mână? Băi, nene, când vine un om cu o sapă în mână, nu te ia panica? Unde? Unde? Și unde nu-i pământ? Unde-i parchet? De ce parchet? Să cauți cu sapă la parchet? La parchet. Cum se face? Și mai vezi și nebun după uitătură. Te pui în gardă, am luat, eu am avut o ceapă în mână și ai zis... Bă, să fii de nu-ți par capul. Deci dacă nu te duci încolo, îți dau cu în cap. Ce să dăm? M-am drăcuit. Nu mai e aia. Mi-am pus în genunchi, mi-a cerut scuze, nu mai da. Și acum? Mi-a cerut scuze, mi-a cerut scuze. Thank you.
Ardel! Să te curăți, bre! Andrei a venit cu furtunul și m-au dat cu apă în casa oamenilor. Da. Și că l-ai văzut că putea să mă dea cu sapă în cap. Pentru că era și murdar pe cămaș. Și am zis, bre, uite, o să fac un bine. Nu i-am mai spus. Nu i-am mai spus, am vrut prin surprindere ca să fie bucuros. Vine cu cadou. Și eu am venit cu darul fără să-i spun. M-am luat după Andrei. Andrei a fugit. Liviu avea mână 3 cepe. Când vine unul sănătos cu sapă, te ia panică. Dacă mai vezi și o uitătură de aia de bolnav, nu pot să cred că tu dai cu ceapa aia mie. Îți dau. Să fiu eu al D, dacă vii lângă mine, îți dau. Vezi că m-am jurat, îți dau. A dat și a venit ceapa aia direct aici. Mi-a dat, da, mi-a dat tare de tot. Eu am vrut să-i dau un picior. Dar nu știu cum, Doamne, iartă, n-a nimerit în cap. Cred că nu am... Tot. În clipa când mi-a dat cu ceapa, am văzut negru în fața ochilor. E, gata, aia a fost. Mamă, 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 mamă! Am trăit s-o văd și pe asta. În scandalul ăla, în cearta aia mare, Neamărina a spart și un geam peste ei. Zic, gata, e groasă. Neamărina ți-a dat în ochi? Da, mi-a nu în cap. I-am dat cu mare de asta în cap. Am lăsat-o în sași când ai dat. Mi-a cu dușul. L-ai dat cu de-asta în cap. Când am dat cu coada la sapă, s-a făcut geamul ăla țândări. Dar acum eu n-am știut că era și Andrei. Ia-te geamul! Ia-te geamul! A început să curgă sânge. Ăsta era în spatele meu. Eu țineam ușa de aici și de aici și geamul ăla mic era aici. Noroc că m-am întors cu spatele și mă, când am pus mâna din nou pe ușă, atunci a spart geamul și a sărit cioburile pe mână. Ia uite, uite, și acum ce să mai iau totul și pe aia să am trecut. Eu am stat împățitul, că pe mine am mai dat tot un geam de mataia tot. Adică la mine duc, nu-i problemă. Nu poate Neamărin să spargă geamul cât pot eu să sângerez. Dar el habar n-are de treaba asta. Gata, liniștește că ne-ai dat cu... Se scoate și noi cioburile din noi. De ce mințit? Se scoate în cioburile, uite. Uite, scoateți-vă cioburile. Picături de sânge pe picioare, pe mâinca au sărit cioburile alea. Zic, vedeți? V-am zis să vă stâmpărați? Acum bagă mâna în buzunar și plătește-le geamul la oameni. Niște oricum mai ne primește nimeni pe unde ne ducem. Dar trebuia să facem să nu ne mai primească, că prea mult ne aduce aici la Ionic. Prea mult ne duce. Hai! Și am dat la pace. Am zis, gata, hai să continuăm. Și au continuat ei. Ce-au mai făcut treabă pe acolo, ne-am întâmplat treaba. Mama, e, hai să verificăm. Am verificat. E bine? E bine, nu putea și mai bine, dar fiindcă sunteți clienți vechi, e bine. Atunci, și mai veni și la anul. Problema mare este că aici e lumea numai rațională cumva. E irațională, da. Să vă plătească geamul, zic, nu mă bag. Da, 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 adică nu mă bag, dar să le plătească geamul. Nu mă bag, dar să le plătească geamul. Doamna era super fericită. Bine ați făcut. A făcut o treabă bună, Neamă. Da, a făcut o treabă bună. Una pentru dumneavoastră și pentru Liviu și una pentru domnul Jean. Să rămână! Și mai poftiți pe la noi. Să rămână, mamaie. Să rămână. Mai veni. Să fii sănătoși. Sănătate. Mulțumim. Aurea așa și cu geamul. N-auzi, mă, că... Oamenii n-au văzut, mă. N-ai văzut, mă, ce a zis, băi? Ai făcut un lucru bun, Neamărine, că ai spart geamul. Foarte bine ați făcut. Ați muncit foarte bine. Ce are Neamărin ăsta? Nu-i nimic, mamă. Las că le bine că le-a spart și așa vrem să schimbăm, să punem altele. Hai, să rămână! Da. La revedere, să rămână! Sănătate! Nu mai bine, pentru mine.